A avut discuții individuale, o pasă pentru Matulevicius. Matulevicius blochează Jović. Ce pasă a reușit să dea Mihai Răduț pe culoar. Cește în viteză pe Vițelaru. Cât de slab a stat în teren la această fază Andrei Marc, dar nu a influențat cu nimic fază. Ibec pentru Matulevicius, Răduț, gol! 1-0, minutul 39. Panduri reușește să deschidă scorul după o primă repriză pe care a dominat-o copios, fără să-și creeze ocazii mari, dar această dominare până la urmă este concretizată cu acest gol foarte frumos. Iată patru jucători în careul de 16 metri. Matulevicius ratează șutul. Acest lucru îl avantajează pe Răduț. Șut fără preluare cu stângul. Arată calitate tehnică foarte. Îl culcă acolo pe Ichini Bec. Minge care ajunge la Maxim Bară. Ce fază! Tolimir nu reușește să respingă. Vine și Onciu, balon care sare încă o dată la Maxim, Ungurușan trage bine, trage Ungurușan, respinge Vițelaru. Vezi pe puține stadioane ce face aici Johnny Beck. Minge care ajunge cu noroc la Maxim, reluare în transversală, un șut din nou într-o poziție foarte bună, să vedem ce va mai inventa de această dată. Joacă pentru Vlad, Maxim pe colțul lung, Maxim, gol! Eurogol reușit de Maxim, ce execuție, ce lat pune Maxim acolo, superb, superbă fază, încă o dată o fază de manual. Antrenorii ar trebui să-și scoată caietele și să noteze această fază desenată. Desenată o pasă a lui Usman Viera pentru Ibec, minge scoasă înapoi pentru fundașul stânga care vine la susținere, centrare pe bara a doua și Maxim pune latul pentru un 2-0 fenomenal. Ce fază în ultimul minut al primei reprize. Pandurii se desprinde. Triumful fotbalului. Stâng, o centrare, minge deviată, Ibec, gol! Este 3-0, Răduț marchează cu o execuție a la Zlatan Ibrahimović. La Ibrahimović am mai văzut un astfel de gol, cred că se întâmpla la un campionat european. Ibrahimović, prea pasiv portarul nemțenilor, iată devierea cu călcâni, Ibec nu mai atinge mingea, este golul lui Răduț, dublă așadar pentru mijlocașul împrumutat de Steaua și probabil patronul Stelei și cei din conducerea administrativă regretă această mutare, având în vedere și dificultăți. Bădescu își pregătește centrarea, respinge Mamele, s-a lovit cap în cap cu Viera, Crăciunescu nu observă, Monroy scoate, trebuia să lase atacul nemțenilor. Probleme, iată-l pe Golubović, cred, foarte, este comoționat pur și simplu, Golubović. Mamele s-a lovit acolo de Usman Viera, o triplă accidentare, iată-l pe Golubović, o privire pierdută, revedem faza, Golubović s-a lovit cap în cap cu Mamele, Viera s-a lovit undeva de atacantul nemțenilor care a rămas pur și simplu în aceeași poziție. Cred că sunt probleme destul de mari pentru atacantul Ceahlăului. Ceahlăul care nu a reușit să concretizeze acest atac. De văzut dacă a plecat pe un culoar foarte bine. Margine, frumoasă preluarea lui Margine pe lângă Viera. Șutul lui Margine, gol! Gol, este 3-1. Marchează Alexandru Margine. Iată ce înseamnă un om în minus,
A întârziat schimbarea Petre Grigoraș, nici jucătorii săi nu au dat mingea intenționat în afara terenului pentru ca Rusu să poată intra. Ungurușan Viera a driblat foarte ușor. S-a văzut aici lipsa de experiență a lui Ungurușan pe postul de fundaș central. Nu avea ce să caute să iasă din dispozitiv. S-a creat acolo un spațiu foarte mare între fundașul dreapta provizoriu Alexandru Maxim și Usman Viera. Golubovici aruncă de la margine Țepeș spre Lucanović, care își incomodează adversarul. Postul Ungurușan, cel care nu a reușit să respingă. Onciu trage de la distanță, nu respinge. De fapt, nu reține mingea Mingote. Fanionul a rămas jos, era departe Lucanović. Poziție regulamentară a lui Lucanović în această fază. Greu, aș spune, pentru Pandurii Târgu Jiu. Un gol venit acum ar arunca pur și simplu în aer finalul acestei partide. Se aude fluierul lui Teo Crăciunescu. Golubović, Păcurar a marcat din această poziție. Golubović, bară! Revedem bara lui Golubović. Insuficient efectul imprimat mingii. Mingea lovește bara în plin. Câțiva centimetri care nu pot avea prea mari șanse de reușite. Poate acum cu Voiculeț! Iovici se prinde în doi timp. Respinge Usman Viera. Răduț prelungește cu capul până la Grigora. Eficiază nemțenii Țepeș. Spre Lucanović, sare pe sub minge Viera, un șut al lui margine de viat, bară, a doua bară. E și ghinion aici. Un șut deviat, Mingote păcălit, fără replică. Șutul lui margine, la un pas de a reuși dubla, Alexandru Margine. Iată faza. Golubović, o așezare interesantă. Margine trage din prima. Foarte bun jocul lui Margine de la intrarea sa pe teren, combinativ, viteză bună. Nu, aici nu. Răduț, frumoasă această așezare pentru Voiculeț. Lemnaru îi lasă mingea lui Grigoraș. Grigoraș trebuie să ducă până în poartă. Grigoraș blocat de Iovici. O scăriță poate era mai indicată la această pătrundere. A trimis slab Lemnaru în poziție de offside, îi lasă mingea lui Grigoraș. Poate nu l-a văzut aseară pe Djuricic în meci.